șeful Senatului de semnalul, în scandalul protocoalelor, comisia din Bundestag s-a crucit. Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că protocoalele încheiate de SRI cu instituțiile din sistemul judiciar nu au bază legală, ce au adugat la lege în mod nefiresc. În opinia liderului ALDE, aceste documente trebuie desecretizate. SUA se confrunt cu un pericol infinit mai mare. Cum rezolv problemele fără să existe aceste protocoale? În aceste protocoale există chei a rezolvării problemelor? Codurile penale sunt suficiente, nu e nevoie de adugat la lege. Oricum, doar Parlamentul poate aduga la lege. 3 membrii ai Comisiei SRI au luat contact cu comisia similar din Bundestag. Au discutat inclusiv despre asta. Ei s-au crucit, au spus că dacă s-ar fi întâmplat în Germania, ar lua Germania foc, a declarat Tăriceanu. El a mai susținut că în sat nu s-a discutat niciodată despre aceste protocoale. S-au discutat, nere. Sat, protocoalele. Aceste protocoale nu au nicio bază legală, au adjugat la lege în mod nefiresc, sublinierei de aceea se impune ca toate protocoalele semnate de SRI și celelalte instituții din justiție să fie scoase la lumină, a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu la Parlament.